Brahim in trosocietà, e cari Slaveste in vingatori. Tutta l'umem avrà sa un match, avrà sa chistige un banni, avrà sa un premio. Eh, Tutti noi avremo sa fim winner. Ci è evidente che non è un winner, è un loser. Dar è exact o victorie?

Victoria e un cuvânt foarte, foarte vag. Înseamnă, de fapt că ai chistigat ceva, că ai obținut un rezultat. De fapt că ai obținut rezultatul pe care t-ai propus. Deci, chiar dacă de obicei vorbim de victorie, când e vorba de un război, de un meci sau de un simplu joc la de masă, victoria înseamnă pur și simplu să obții. Ce ai vrut? Te-ai fixat un obiectiv, ai luat o decizie, ai acționat și ai reușit. Pentru că de asta e vorba. Și, de fapt, victoria este un triunf al egului, dar de data asta în sens pozitiv. Noi suntem o societate care, din diferite motive, în multe cercuri, se vorbește prost despre ego, dar ego, de fapt, este personalitatea noastră, capacitatea noastră de a spune un cuvânt. Deci, ideea care este victoria nu este decât mm, exprimarea potențialității no noastre, exprimarea faptului că ne-am ne -am antrenat am, ne-am luptat, am ales o strategie potrivită și, în sfârșit, am ajuns unde vroiam. Faptul că uneori, pentru asta, suntem în competiție cu cineva, face parte din viața. Eu sunt obsedat cu latina, competiție înseamnă cum împreună petiție a cere. De fi două persoane care alargă după aceeași obiectiv. Asta înseamnă o competiție. E, in momento in cui, evidente, noi abbiamo chistigato, abbiamo dimostrato che siamo i più buni in un determinato dominio. E non è niente di sbagliato in asta. Tinem conto che, ne piace o no, la competizione è una parte naturale a essere umani, perché non si chistiga niente senza... competiție, orice vrem are legatura, nu, nu intrăm în competiție cu ceilalți, dar intram în competiție cu noi înșivă. de exemplu. De exemplu, nu, nu toți știu, to toată lumea știe de fapt că arabii au jihad, adică războiul sfânt. Dar Războiul sfânt obișnuit, cel cu arme, este micul război, mica jihad, nu știu cum se spune mic în arabă, dar mare jihad, adică războiul cel mare, este cel asupra noi. Deci, în momentul în care christigam stăpinind pe noi și va închistigat mare război. Deci, nu este nimic greșit în a chistiga ceva, pentru că uneori ne-am clădit un fel de sens de vinovăție când chistigam un joc, dar, de fapt, avem dreptul să fim mindri, pentru că am demonstrat că suntem în stare să atingem anumite rezultate. Deci, să fi un invingător și O zi placute in continuare con molte chistiguri.